Alexandru Bolog a oferit și o lecție de viață la Jocurile Paralimpice, unde a luat bronzul. Nevăzător, el speră să fie un model nu numai pentru cei cu probleme. Bolog a fost primit cu flori la întoarcerea de la Tokyo. El a fost aproape de marea finală, dar a trebuit să se mulțumească doar cu bronzul. Îmi doream o medalie de aur, obiectivul mi l-am îndeplinit, acela de a obține o medalie. Nu este prima lui medalie. În 2016 a luat bronzul și la Rio. O voi pune lângă cealaltă medalie obținută la Jocurile Paralimpice, acasă pe un perete. Bologa își dorește o medalie și în 2024 la Paris. El speră să fie un model pentru tineri. Noi putem fi, pot să spun, un exemplu, un bun reper în viitor pentru ei.